Așa că înainte de a începe desfășurarea acestui cuvânt, rugăciunea sufletului nostru cuprinde două puncte principale. Unu, ca vocea lui Dumnezeu să fie aceea care ne va vorbi astăzi în conștiința noastră și în sufletul nostru. Și doi, să recunoaștem această voce. Dumnezeu să ne ajute! Mare bucurie să avem astăzi un sfert din adunarea noastră de astăzi, 25% sunt. Ia. Mulțumim lui Dumnezeu foarte mult. Punctul cel mai important însă astăzi este, așa cum a fost exprimat de fratele presbiter Dobrin, prezența lui Dumnezeu. Acesta e punctul cel mai însemnat. Lucrați nu pentru lucrurile pieritoare, numere mari, numere mici, numere apariții, dispariții. Lucrați pentru mâncarea nepieritoare pe care vă va da Dumnezeu în Fiul Său. Iubiții mei, suntem în cursul acestei micuțe serii pastoral, Psalmul 23. Reamintesc că este pasajul cel mai cunoscut pe întreaga planetă Pământ. Este și în 3:16, dar proporțiile sunt diferite datorită faptului că Psalmul 23 întâmpină pe oameni în tot felul de ipostaze și de situații în care sunt ei și dintre ei facem parte și noi cei prezenți aici. Există un singur om care nu duce lipsă de nimic. Care e omul acela? Cine îmi spune? Că dacă ne întreabă pe noi, nu ne trebuie foarte multe lucruri. De fapt, vă spuneam că am citit săptămâna trecută, uite, și Mirela o să voteze acum când spun treaba asta. Am citit săptămâna trecută că unui om sănătos îi trebuie 1000 de lucruri și tot nu-s de ajuns, dar unui om bolnav îi trebuie un singur lucru. După tot pământul, dar frate, mai sunt câteva miliarde de lucruri. Nu, ia-le tu pe alea. Mie îmi trebuie unul singur. Dă-mi-l pe acesta și altul nu-mi trebuie, adică sănătatea. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom învăța ce înseamnă să trăim această viață unde Dumnezeu este plinătatea celui care plinește totul în toți. Așadar, în psalmul acesta am trecut împreună prin foarte așa tangent, aș spune, prin faptul că prezența lui Dumnezeu, așa cum a spus Mântuitorul nostru, înseamnă viață. Omul nu trăiește cu ce are, nici cu ce face. Omul trăiește cu viața care coboară de la Dumnezeu și prin această viață are sau face un lucru sau altul. Dacă această viață nu mai este, nimic nu mai este. Și atunci versetul 2 arată cum se manifestă păstorirea aceasta. Întregul psalm depinde de această primă expresie. Este uvertură, este tema acestei simfonii, Domnul este păstorul. Cum am învățat împreună și despre cele 10 cuvinte spuse pe muntele Sinai. Nu sunt 10, este doar unul singur. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Și apoi celelalte 9 arată cum să împlinim pe acesta. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu ai alt Dumnezeu, să nu faci lucrul ăsta. Adică metodica este arătată mai departe. La fel este psalmul acesta. Primul cuvânt are toată esența. Domnul este păstorul meu. Dacă acest cuvânt e adevărat, totul e adevărat mai departe. Dacă acesta nu există, nimic nu există. El, manifestarea păstoririi lui, el mă paște în pășuni verzi. Păi da, parcă nepotul tău a luat Valea Verde și pe tine te-a împins în pietriș, în nisip acolo. N-are nimic. Pentru mine pietrișul cu Dumnezeu este cea mai verde pășune. Iar pentru nepotul pășun verzi fără Dumnezeu e catastrofă. Cum s-a și dovedit cu Sodoma mai târziu. Prezența lui Dumnezeu e ceea ce face o pășune verde. Absența lui Dumnezeu face o pășune verde să fie un deșert. El este acela a cărui prezență mă duce la ape de odihnă, dar odihnă nu înseamnă a mă culca sau a fi indiferent, ci odihnă înseamnă altceva, înseamnă pacea sufletului care se așează prin cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Despre acest fel de odihnă este vorba. Și versetul 3 la care a făcut referire Emily când a citat textul acesta, versetul 3, cuvântul îmi înviorează sufletul, He restores my soul. V-am spus că mă bucur mult să mă duc pe fir mereu până la origini să văd unde a fost folosit cuvântul ăsta, așa mai însemnat în alt context. El restaurează sufletul meu. Iubiții mei, Sfânta Scriptură are două mari caracteristici. Umblarea omului cu Dumnezeu reflectată în Scriptură. Numărul 1 este preventiv.
Să nu se întâmple așa ceva. Nu mântuirea este prima prioritate a lui Dumnezeu, nu iertarea păcatului e prima prioritate. Prima prioritate a lui Dumnezeu este să nu fie nevoie de așa ceva. Dar dacă totuși e nevoie, Domnul este prezent. Prevenirea, de aceea a fost plantat un pom acolo, era frontiera între viață și moarte, să nu treci frontiera aceasta. Este de o însemnătate extraordinară lucrul ăsta. Dumnezeu l-a numit bun. Și al doilea lucru care străbate ca un fir roșu Scriptura de la capăt la capăt este ideea restaurării. Noul pământ nu e o noutate. Nu. Nu este nimic nou sub soare. Noul pământ este restaurarea pământului care a fost creat de Dumnezeu bun foarte. Omul cel nou nu este o noutate, ci este omul restaurat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Lucrurile acestea, reașezate, le numește Scriptura, sunt cuprinse în ce numim noi planul de mântuire. Biblia numește aceasta așezarea din nou, adică au fost așezate odată, acum este așezarea din nou a tuturor lucrurilor în Hristos Iisus. El restaurează sufletul. Aici întâmpinăm o problemă extrem de spinoasă. Într-adevăr, Dumnezeu m-a restaurat pe mine, dar nu știu dacă și eu mă simt dator să restaurez pe aproapele meu. Mă tem că am luat unul din altă parte și mă simt dator să țin permanent înaintea ochilor sufletului meu păcatul aproapelui meu. Nu mă interesează restaurarea lui. Bine, dar tu ai fost restaurat, nu? Tu ai fost o ruină. Dacă nu te scăpa, nu te restaura Dumnezeu, nici nu știa nimeni cum te-a chemat. Acum nu ești și tu dator la rândul tău să restaurezi pe aproapele tău. Cum e vorba de restaurarea tuturor lucrurilor, avem acest exemplu cutremurător în scurtul dialog dintre Iisus și Petru. Acolo asistăm la această lucrare de restaurare. Nu din partea ucenicilor, ei nu l-au restaurat niciodată. Păi nici pe Pavel nu l-au restaurat niciodată oamenii aceștia. Important este că i-a restaurat Dumnezeu. De ce spun că ucenicii nu l-au restaurat pe Petru? Pentru că a fost nevoie ca Domnul să spună, hei, hei, nu vă grăbiți să plecați la biserică. Duceți-vă înapoi și sunați-l pe Petru și spuneți-i să fie... chiar că nici nu ne gândim. Pe Petru să-l sunăm? Păi, Doamne, n-ai auzit cu treaba... Am auzit, pe de-aia vă trimis să-l sunați. De-aia v-am trimis să-l sunați. Nu se poate așa ceva, spune ucenicul Anania, ăsta, Saul din Tars, catastrofă. Și Dumnezeu spune, nu, Dumnezeu l-a restaurat. Păi este un prigonitor, nu e un prigonitor, este un ambasador al lui Hristos. Discrepanța aceasta dintre noi și Dumnezeu arată faptul că nu avem acest simțământ al obligației. Ești obligat, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. De ce, frate, vai de mine? Păi asta am vorbit cu frații în Mexic. Domnule, nu înțelegi că ești dator să vestești Evanghelia? De ce? Păi a venit și altul la tine și ți-a vestit. Când ți-a vestit, ție a fost bine? Te-a întors din drum, eu de aceea sunt viu. Aseară m-au intervievat aici și m-a întrebat, de unde vii, domne? Păi zi, vin din iad. Am după marginea iadului vin. Exact de acolo. Asta a fost... Acum și eu sunt dator. Când văd pe unul pe marginea iadului, nu sunt Cain să nu-mi pese, ci sunt dator, sunt obligat, am o obligație morală. Dom'le, pentru mine a făcut Dumnezeu așa ceva și eu trebuie să, pentru aproapele mele. Aceasta este lucrarea de restaurare pe care o face Dumnezeu. Și ați observat practic cum a lucrat Iisus, a restaurat sufletul lui Petru. I-a înviorat sufletul. El era mort sufletește, nu mai avea niciun fel de speranță, trebuie să fie invitat personal și așa mai departe. Dar acolo, în prezența lui Iisus, este restaurat. Și îi spune, încredințează, tocmai cui, cine s-a găsit să pască mielușei și oile și oițele mele, ce fel de exemplu poate să pună acest domn. Iubiții mei, aceasta e lucrarea ciudată a lui Dumnezeu. El restaurează sufletul omului și e mare bucurie în cer când o ființă este restaurată, nu când este ruinată. De aceea vor da socoteală oamenii de orice cuvânt ruinător pe care l-au rostit vreodată. Ai zis o vorbă despre cineva, i-ai zis persoanei acestea un cuvânt înjositor, descurajator,
Te va chema la judecată Dumnezeu pentru acest lucru. Am văzut un domn la cărui moarte prematură au venit foarte mulți intelectuali. Am zburat într-un număr record de ore de la Los Angeles până la New York și am aterizat. Acolo m-a preluat un taximetrist genial care știa New York-ul de te... și am ajuns în sala de memorial acolo cu câteva minute înainte de începerea programului venind de acolo și am văzut în sicriul acesta la această moarte prematură un om omorât de vorbele altui om. El era acolo, mare scriitor, mare profesor, dotat de Dumnezeu nemaipomenit. Când a văzut ruda lui de aproape predicând Evanghelia, s-a înviorat Duhul lui în el și a zis, unchiule, vreau să fiu ca tine. Du-te, băi, muciosule, dar ești tu, că pleacă, băi, de aici, băi, și... Tu, băi, da. Sigur, pentru un golan, cuvintele acestea nu înseamnă mult. Pentru o ființă atât de sensibilă, cu un suflet de harfă, cum era omul ăsta, a însemnat enorm. L-a omorât pe loc, niciodată el nu s-a mai putut întoarce pe drumul ăsta. Ia bine seama dacă vorbele tale și purtările tale restaurează pe cineva sau ruinează pe cineva. Gândește-te foarte bine ce faci. Înaintea lui Dumnezeu se ține seama de treaba asta. Tu poate te ștergi la gură, n-ai memorie, ai uitat când ai zis, nu mi-aduc aminte când am zis, nu-i nimic, dar ce s-a întâmplat se păstrează. Psalmul 23 este psalmul umblării cu Dumnezeu. Umblăm cu mare grijă, mă gândesc la ginerele meu, cu câtă grijă operează pe creierele și măduva oamenilor, dar mă gândesc că este și mai adânc angajantă operația pe suflet. Angajează sufletul, angajează omul mult mai profund decât acesta. O greșeală aici, la o operație pe creier, a tăiat un nerv, a paralizat un om dintr-o mică atingere. O vorbă ca aceasta poate omorâ. Hai să-l omorâm. Au găsit o cale pe Ieremia. Hai să-l omorâm cu ce vorbim. Că nu ne bagă la pușcărie. Dacă îl omorâm cu bâta, ne bagă la pușcărie. Dar dacă nu zice nimeni nimic și omul moare tot așa de sigur ca de orice otravă și de bâtă, cuvintele pe care le aude. Tema noastră de astăzi este subtitlul Prostia invitaților. Știți vreo situație în Biblie în care se manifestă prostia invitaților? Ați răspuns vreodată în prostie la o invitație? V-ați dat seama că ați făcut o promisiune în prostie și așa mai departe? E cineva care știe această instanță în Biblie, unde invitații... Cuvintele acestea le găsim în a doua Samuel 15:11. Este la poartă, la ușa adunării aici, este în bancă, este în birou undeva, o persoană care înduplecă inimi de oameni, convinge, le schimbă orientările, convingerile și acesta este acest domn Absalom care stă la poarta cetății și întoarce inimile oamenilor. Nu numai spre dumnealui, dacă aș fi eu judecător, cum ar merge treaba, nu numai spre dumnealui, ci le întoarce împotriva lui David, în casa lui regelui nimeni nu-ți face dreptate, sunt singurul care aș face dreptate. Și inimile oamenilor, cum a fost o judecată într-o biserică, o judecată dramatică, și cel criminalul a fost considerat nevinovat, fiindcă vorbea frumos. Da. Iar victima a murit repede după lucrul acesta, tocmai datorită motivului. Absalom vorbea frumos, avea păr nemaipomenit aici și ați văzut ce scrie în Biblia acolo. Arăta bine. Iubiții mei, Sfânta Scriptură spune așa, 200 de oameni din Ierusalim care fuseseră invitați. Ați primit o invitație, nu? 200 de oameni din Ierusalim fuseseră invitați, au însoțit pe... Niciunul avea să nu se mai întoarcă. Toată lumea asta mergea la moarte. Dar a fost invitați. A fost invitați. Dar invitație nu înseamnă obligație. Invitație înseamnă propunere. Și scrie Scriptura, l-au însoțit în prostia lor, fără să știe nimic.
Ați văzut nunta lui George Simion în țară, nu? Și unul dintre noi deja râde acum pentru că știe ce o să zic. 10.000 de oameni a fost acolo la nuntă, cu de toate una alta, și reporterul pune microfonul și îl întreabă pe un băiat cu pălăriuță. Zice, salut, bună ziua, da. Cu ce ocazie e pe aici? Ce răspuns credeți că a dat omul? Nu știu. Păi dar ce e aici cu toată lumea asta? Păi dar ce ai făcut aici? Păi am mâncat, fărbare am mâncat. Da, asta e tot, atâta. Păi dar ce se întâmplă aici? Nu știu, lume, ce-o fie. Nu știu. 200 de oameni l-au însoțit în prostia lor, fără să știe nimic. Ce grijulii suntem noi cu invitațiile în alte domenii. Tu nu iei un contract imediat când ți-l propune cineva. Nu, studiezi. Omul te invită, fă treaba asta, da. Studiezi foarte atent. Doctorul nu s-apucă de operație și după aia află despre ce a fost vorba. Nu, el petrece seara întreagă până la miezul nopții, concentrat, transpirat, studiază imaginele pe care le va opera mâine. Doamne, din ce direcție să vin, de unde să fac lucrul ăsta? Și în alte domenii, cum rămâne cu invitația sufletului? Acordăm aceeași atenție sau răspundem imediat? Oamenii aceștia au răspuns în prostia lor, fără să știe că îi va costa viața. Dar de ce în prostie? Cine știe motivul pentru care oamenii aceștia au răspuns în prostie și au urmat în prostia lor? Prostie, e clar ce cuprinde vorba aceasta. Cine știe de ce? Uite de ce. În Proverbe 1:22, o întrebare. Până când veți iubi prostia? Din ce cauza au urmat oamenii ăștia în prostia lor? Iubeau prostia. E fain. Faci pe prostul. Da. Și când faci pe prostul, n-ai probleme. În dosarul care mi l-a citit juristul, e atât de mare, cu declarațiile unora dintre noi și așa mai departe, de la București, eu m-am dus după el, dar a venit cu el după mine. Și am citit acolo că, într-adevăr, ofițerul m-a întrebat și m-a acuzat și mi-a spus, domne, ai multe calități, dar ai un mare defect, îmi pare foarte rău. Urma să mă trimit în America, aici, împreună cu un doctor grav bolnav, pare că a fost primul bolnav de SIDA din România. Și securitatea s-a luptat cu mine să deschidă drumul, pentru că doctorul a spus că nu pleacă decât însoțit de mine. Și altfel renunță la viață. Și așa a și făcut. Am murit foarte de tânăr. Urma să mergem la o clinică numită Bethesda, New York. Și m-au chemat și m-au întrebat. Și am fost la securitate. Acolo am dat bună ziua. Da. Dom'le, uite care e treaba. Dă-te mai aproape de masă. Era microfonul bagat sub masă acolo. Dă-te mai aproape. Aici să asculta comisia. Dom'le, ai de gând să te întorci din America sau nu? Noi suntem gata să-ți dăm pașaport. Domnul colonel, nu știu. Ar fi rușinos să vă răspund acum pentru ce o să se întâmple acolo, zic. N-am niciun gând, da. Ce-i gândi eu acolo? Domnul știe. Omul și-a rotit ochii, mă invitase la masă acasă la dumnealui personal. Chiar mă prețuia, a scris niște cuvinte mai frumoase decât mulți frați. Să vedeți ce scrie acolo în dosarul ăsta, ce a scris el acolo în acest dosar, că a fost impresionat. Dar la sfârșit, dezamăgit, a spus, domne, ai multe calități, dar ai un mare defect, domne. Domne, nu știi să faci pe prostul, domne, într-o situație de felul ăsta, nu știi să faci pe prostul. Domnul colonel, eu știu să fac pe prostul mai bine decât proștii originali, dar niciodată nu mă voi folosi de acest lucru. Nu. Nu este drept pentru un om care vorbește despre un Dumnezeu curat la suflet să umblu cu aceste două feluri de măsuri. Iubiții mei, întrebarea aceasta din Proverbe e pentru noi, pentru că toți din prostie am făcut multe lucruri în viață. Nu e nimeni dintre noi care n-a făcut câte ceva din prostie. Prostie înseamnă faptul că nu ne-am făcut lecția înainte de a da un răspuns. Întâi am vorbit, cum suntem noi români, întâi vorbim și pe aia ne gândim ce am zis. Prostie constă în faptul că n-am studiat datele problemei, ci am dat un răspuns fără să studiem datele problemei. Până când veți iubi prostia? Doamne, există vreo scăpare din prostie? Da, cum să nu? Uite, versetul 6 din capitolul 9. Lăsați prostia și veți trăi.
Deci înseamnă că e vorba de a lăsa sau de a menține, de a o ține mai departe. Sigur că da. E simplu. Înseamnă că e mâna mea cheia. Lăsați prostia și veți trăi. Acum, aseară, cei care ați ascultat predica a vorbit despre ceea ce te declanșează, ce te provoacă, la ce răspunzi, la ce provocare răspunzi, că la multe nu răspunzi, dar e un punct sensibil unde dacă te atinge acolo ai sări cars. Aceasta a fost întrebarea. Întrebarea este dacă răspunzi la Absalom când te înduplecă Absalom sau dacă răspunzi când te înduplecă Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Amândouă nu se poate. Dacă e una, nu e cealaltă. Dacă este cealaltă, nu este cealaltă. De aceea, cuvântul lui Dumnezeu în Ieremia declară acest lucru. Doamne, Tu m-ai înduplecat pe mine. Dar nu spune numai atât. M-am lăsat înduplecat. Adică e în mâna Ta. El mă paște în pășun verzi. El mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Sigur face treaba aceasta. Întrebarea este, mă voi lăsa călăuzit? Întrebarea este, voi asculta glasul acesta? Îmi va câștiga sufletul? Mă mișcă glasul lui Dumnezeu sau mă mișcă un alt glas? Aceasta e marea întrebare pe care Duhul lui Dumnezeu prin acest cuvânt o adresează sufletului nostru. E prea târziu când, așa cum scrie în Ieremia, zice, după dărâmarea babiloniană, prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat. E una să te înduplece cineva, să te înșele cineva ca să te înduplece și e cu totul altceva să te convingă Dumnezeu și să te lași convins de Dumnezeu. Înduplecarea aceasta nu vine de la Dumnezeu. E convingere, suntem convinși, au spus galatenii, suntem convinși că așa stau lucrurile, nu are nicio importanță. Săptămâna trecută a murit o fată de 14 ani, electrocutată, a fost furtună mare, am ziarul, datele, a murit fata asta. Cu prietena ei, în grădină la ea a murit. De ce credeți că a murit? Prietena ei a dat o declarație la ziar. Deci a văzut ceva jos în iarbă și a crezut că este o baghetă. Deci era cablu electric căzut cu tensiune pe el și a vrut să ia bagheta aceea. A murit pe loc, 14 ani. Adică nu contează ce crezi tu despre că este în iarbă. Contează ce este în iarbă. În iarbă era un fir cu 27.000 de volți pe el. Aceasta, nu, credința ta sau părerea ta, opinia ta sau ce ți-ar place ție să crezi, asta nu schimbă natura sau adevărul despre un lucru sau altul. De aceea este de folos, de mare folos, să avem totdeauna deschis drumul acesta cu punctul cel mai important al vieții noastre, care este prezența lui Dumnezeu, nu numai aici la biserică. La masă, fie că mâncați sau vorbiți sau orice faceți, nicio clipă nu abandona din mintea ta prezența lui Dumnezeu care este acolo cu tine. Ieri mi-a scris cineva că zice, știți ce am avut, am văzut o ființă albă, inimaginabilă lumină și frumusețe. Am zis, foarte frumos, nota 10, dar nu uita că această ființă albă nu e lângă tine numai când ai văzut această ființă. Ochii mei sunt, deci eu sunt păzitorul ei zi și noapte, păzesc lucrul acesta. Prezența lui Dumnezeu este totdeauna cu noi. Ce te face însă când avem de-a face cu cuvinte încrucișate în viață? Dar nu așa încrucișate cum am rezolvat noi rebus. Nu. Cuvinte încrucișate înseamnă așa. Așa zici, așa vorbește Domnul și așa vorbește Domnul. Frate, stai puțin, dar nu poate, n-are cum să... Domnul nu vorbește așa și așa. În el nu este da și nu. Dacă a zis că e da, e da. Dacă a zis că e nu, e nu. Cum vine chestia aceasta? Păi, foarte simplu. Vă amintiți când profetul Ieremia a vorbit în fața poporului, a venit un alt profet credincios care zice că venirea Domnului e acum, gata, acum, e curând, frate, zim, spune-mi repede, e cuvânt, e cutare, e punct de mântuire, asta, mâncăm asta, dregem asta. Și a venit un profet din acesta foarte credincios. Ce, 70? În 2 ani suntem la Ierusalim. Așa v-a sfârmat Domnul, ca trântit de pământ, jugul ăla de lemn. În 2 ani suntem la Ierusalim, totul va fi făcut.
Tot așa vorbește Domnul, zice. Și Ieremia s-a uitat la el și a zis, amin. Așa să facă Dumnezeu, cum ai zis, eu spun că vor fi 70 de ani. Așa vorbește Domnul. Acum, ce vorbește cineva în numele Domnului, treaba dumnealui sau dumneaei, adevărul rămâne același. Au trecut 70 de ani. După 70 de ani a fost restaurat. Acolo unde se încrucișează, Zedechia vine cu coarnele, nu, dacă Domnul facem așa, cu coarnele astea vei birui și vei face mica, spune, nu e adevărat, nu vei birui nimic. Te aduce mortul de seară aici și te spală în iaz, acolo. Înțelege lucrul ăsta, ascultați popoare toate. Păi de asta a zis, așa vorbește Domnul. Păi, că ai dat una peste gură lui Mica, nu ți-e rușine să spui așa ceva? Păi unde a ieșit Duhul Domnului din mine, te-a vorbit? Auzi la el. Și Mica nu i-a tras o palmă înapoi, că Mica era creștină. Și a spus, zice, pe unde e și Duhul Domnului din tine, dar a intrat în mine? Zice, ai să vezi în ziua când ai să fugi din apartament în apartament și n-ai să ai unde să te ascunzi. Și așa a fost. Atunci când suntem la intersecția aceasta, la cuvintele astea încrucișate, cum ieșim din situația aceasta? Știți că încercarea din urmă, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, va consta tocmai în creerea acestei cumplite confuzii, cineva care se așează în locul lui Dumnezeu și care se dă drept Dumnezeu și trebuie să fie o imitație așa de perfect executată de diavol, încât oamenii îl vor asculta ca pe Dumnezeu. Cine poate scăpa? Doar acela care cunoaște glasul păstorului, cum ne-a citit Emily, Ioan capitolul 10? Doar acela care discerne glasul străinului nou? Nu e glasul. Asta este, e lucru străin. Bine, dar cum să fac eu, că domn profesor ne-a ținut la universitate un curs în care ne-a spus că este imposibilă cunoașterea lui Dumnezeu, noi suntem niște furnici pe cizma vânătorului, ce știm noi, dragi? Domnul profesor, așa un fi, furnici pe cizma vânătorului, numai că vânătorul acesta care e Dumnezeu are puterea de a se face cunoscut furnicilor, spre deosebire de ăsta la altul cu pantalon verzi cu pușcă, ăsta nu face treaba asta. Dumnezeu are puterea să vorbească pe limba furnicilor, să se... Cum voi cunoaște eu glasul lui Dumnezeu? Păi aceasta este o operă. Dar vrei să... Asta e întrebarea, dacă vrei să cunoști glasul ăsta. Că dacă vrei să cunoști glasul acesta, Dumnezeu este un profesor de așa natură încât se face înțeles. Vocea lui este de așa fel încât nu poate fi niciodată confundată. Și acesta este elementul care va despărți lumea. Când oamenii vor asculta glasul acesta al străinului, să nu credeți că va suna hodorogit așa. Nu, satana nu vine cu coarne și cu copite, el vine ca înger de lumină când vine. Și confuzia și apropierea de original va fi înfiorătoare. Dacă nu ar interveni Dumnezeu, nu ar scăpa absolut nimeni. Pentru așa e făcut planul, să nu scape nimeni.